Suntem în Cartea 1 Corinteni, la a doua noastră întâlnire și dacă Dumnezeu ne va ajuta, vom mai avea câteva până la sfârșitul anului calendaristic. Și ne propunem două lucruri. Unu, să ne dăm la felul în care Pavel rezolvă diferite probleme specifice cu care corintenii se confruntau, ca la rândul nostru să știm cum să le rezolvăm. Și doi, să încercăm să găsim acele lucruri care au oprit pe corinteni să se maturizeze, să crească spiritual și să le identificăm, să știm cum să le dăm deoparte ca să deblocăm procesul creșterii noastre spirituale. Și vom face lucrul acesta de fiecare dată când ne vom întâlni. Ideea pe care aș vrea să o dezvolt în seara aceasta și care reiese din textul pe care l-am citit, este următoarea. Deoarece Iisus Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu, nimeni nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu prin înțelepciunea lumii. Deoarece Iisus Hristos este înțelepciunea lui Dumnezeu, nimeni nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu prin înțelepciunea lumii. De data trecută am vorbit puțin despre centralitatea lui Hristos. Și cei care ați fost și încă vă mai aduceți aminte, am spus că în primele 9 versete de 11 ori se vorbește despre Iisus Hristos. În versetele care le-am citit, de la 4 și până la 9, în 6 versete se vorbește de 7 ori. Este pronunțat numele Domnului Iisus Hristos. Și Pavel face aceasta pentru că vrea să comunice încă de la începutul cărții că el vrea să știe între corinteni un singur lucru, pe Iisus Hristos și pe El răstignit. El nu are alt răspuns pentru problemele corintenilor și pentru problemele omului decât Iisus Hristos și El răstignit. Și apoi, astăzi aș vrea să mai spun ceva despre alcătuirea cărții, ca să înțelegem că așa este. Nu doar prologul, nu doar începutul cărții scoate în evidență lucrul acesta, ci toată alcătuirea cărții. Cum și-a alcătuit Apostolul Pavel Cartea Corinteni? În Cartea Corinteni sunt dezbătute sau abordate multe probleme, foarte multe. Și de obicei Pavel începe cu identificarea problemei care era în Corint. Cum este aici? Fraților, am auzit de la Icloiei că între voi sunt certuri, sunt dezbinări. Nu dați-mi voie să vă spun ceva despre dezbinări. Și scrie 4 capitole. Zice, crezi că face prea mare caz de treaba asta? Dar trebuie să le spună simplu. Bă, nu vă mai certați atâta? Gata. Nu. Și el pleacă de la această problemă. Și de fiecare dată așa face. Din toate părțile se spune că între voi este curvie. Capitolul 5, următoarea secțiune. Și încă una din acelea, cum nici măcar la păgâni. Sau puțin mai încolo, cu privire la lucrurile care mi-a scris, dați-mi voie să vă spun. Sau, când vă adunați, ca să frângeți pâinea, vă faceți porci, vă îmbătați. Sau, cu privire la darurile duhovnicești, dați-mi voie să vă spun câte ceva. Adică Pavel află câteva probleme care sunt în Corint. Și apoi ce face? Ca să-i ajute să înțeleagă gravitatea problemei și importanța lui Hristos, vine și această problemă și o pune într-un principiu. Pentru că orice lucru pe care îl facem noi are în spate o realitate, un principiu. Spune un scriitor de carte și dau perfectă dreptate. Orice decizie, inclusiv în lumea materială, are implicații spirituale. Orice decizie, inclusiv în realitatea materială, are implicații spirituale. Dacă merge în timp, în lumea antică, în vremurile vechi, indiferent la ce popor ne-am fi dus, nu exista să nu se vadă o conexiune între ce face omul și divinitatea. Dacă s-a îmbolnăvit, trebuie să fie ceva acolo.
Dacă e sănătos, trebuie să fie ceva acolo. Dacă are recoltă, trebuie să fie ceva acolo. Dacă n-are recoltă, trebuie să fie ceva acolo. Și luați istoria poporului Israel. Indiferent cum omul acela ara, culegea, semăna, vindea, cumpăra, orice făcea, trebuia să ține cont de Iahve, Domnul Dumnezeului Israel. Pentru că orice decizie pe care o luăm are implicații spirituale. Cu alte cuvinte, în spatele deciziilor există principii. Și aceste principii țin doar de una dintre cele două realități care există. Realitatea lui Dumnezeu, viața, adevărul, sau realitatea lumii, moartea, minciuna. Și de aceea ce face Pavel, după ce le arată problema, am auzit de la Ecloiei, vine și arată ce stă în spatele acestor certuri, principiul. Și apoi arată implicațiile pe care le aduce trăirea în conformitate cu acest principiu. Pericolele care te pasc dacă nu ieși din această trăire, respectiv din ascultarea de acest principiu. Și după ce te-a făcut să vezi clar unde te duce o astfel de trăire, pe urmă vine cu soluția. Și întotdeauna soluția este aceeași. Iisus Hristos. Pentru că El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și în El avem totul. Și asta face apostolul Pavel. Acum haideți puțin la textul nostru și să vedeți cum curge puțin textul și apoi vom intra în adâncimea textului. Așa cum am spus, în versetul 10 îi îndeamnă și zice, între voi sunt certuri, între voi sunt dezbinări. Dar, ciudat, Pavel nu trece la înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu din versetul 17. Ci el vrea să spună că atunci când ei se ceartă, când ei sunt dezbinați, spunând eu sunt al lui, eu al lui, eu al lui, al lui, al lui, de fapt o astfel de practică, de trăire, are în spate înțelepciunea lumii. Și ei trăiesc așa din pricină că apreciază înțelepciunea lumii. Și înțelepciunea lumii, spune el, sau prin înțelepciunea lumii nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu. De ce? Pentru că lumea, versetul 21, nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu, ci doar Duhul Sfânt, ne spune capitolul 2. Dumnezeu poate fi cunoscut doar de Dumnezeu. Dumnezeu poate fi făcut cunoscut doar de Dumnezeu. Și de aceea, după ce le arată greșeala, respectiv problema, certurile, dezbinările, zice, asta ține de înțelepciunea lumii. Și înțelepciunea lumii nu-L poate cunoaște pe Dumnezeu. De ce? Pentru că doar Duhul Sfânt, Dumnezeu însuși, îl poate face cunoscut. Și apoi, în prima parte a capitolului 3, vine și le arată unde duce trăirea în conformitate cu lumea. Te duce să aduni, iau o expresie cu elevii mei, gunoaie. Adică lucruri perisabile. Fân, lemn, trestie, paie. Și după ce ai făcut grămezi, de toate acestea vine focul. Și ai rămas cu nimic. Ba mai mult decât atât, spune el, s-ar putea să fii nimicit, pentru că înțelepții lumii vor fi nimiciți de Dumnezeu. Și dacă tu te duci după ei, sfârșitul s-ar putea nu numai să-ți pierzi răsplata, ci să fie și nimicirea ta. Și apoi vine în capitolul 4 și dă soluția. Cum trebuie să-i privim pe cei care sunt lideri între noi? Care este înțelepciunea lui Dumnezeu în ce privește raportarea la unii și la alții? Astăzi ne vom ocupa doar de capitolul 1, urmând ca duminica viitoare să vedem capitolul 2 și apoi următoarea, pericolele și soluția.
Și acum dați-mi voie să facem un pas mai departe și să spun că dezbinările produse între credincioșii în Iisus Hristos, pe baza denominațiunilor, îl dezonorează pe Domnul nostru Iisus Hristos, deoarece țin de înțelepciunea lumii. Știu că spun cuvinte grele, care s-ar putea să-mi atragă multe critici, dar o repet. Dezbinările produse între credincioșii în Iisus Hristos, pe baza diferențelor denominaționale, îl dezonorează pe Domnul nostru Iisus Hristos, deoarece țin de înțelepciunea lumii. Repet încă o dată, dezbinările produse de diferite denominațiuni sau pe baza denominațiunilor. Și acum dați-mi voie să argumentez. Uitați-vă cum își începe Pavel textul. Vă îndemn, fraților, și ascultați următorul, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. De obicei trecem ușor peste acest lucru, pentru că de multe ori sună, cum zicem și noi, pentru numele lui Dumnezeu. E o expresie. Nu mai fă-mă asta, mă, pentru numele lui Dumnezeu. Și avem impresia că asta vreau să zică și Pavel. Măi, oamenilor, mă, pentru numele Domnului, dar nu mai faceți așa ceva. Dar nu asta vreau să spună Pavel. Ci Pavel a vrut să spună din pricina numelui lui Iisus Hristos, care este în joc. De dragul numelui lui Iisus Hristos, care este în joc. Din pricina imaginii pe care voi o produceți despre Domnul nostru Iisus Hristos, încetați să mai aveți dezbinări între voi. Pentru că îl dezonorați, spuneți o mare minciună despre Domnul Iisus Hristos. Uitați-vă, vă rog, puțin mai sus în textul nostru. În precedentele trei versete, în fiecare verset este folosită aceeași expresie. Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos. Și când Pavel vine în versetul 10 și folosește aceeași expresie, obligatoriu te trimite la versetele de mai sus. Din pricina ceea ce v-am spus despre Domnul nostru Iisus Hristos, încetați să mai aveți dezbinări. Pentru că aceste dezbinări n-au nimic de a face cu Domnul Iisus Hristos, ci au de a face cu înțelepciunea lumii. În precedentele versete, Apostolul Pavel ne-a spus așa, Domnul nostru Iisus Hristos este resursa pe care ne-a dat-o Dumnezeu și El este Cel care garantează că în ziua aceea când El va sta pe tron și va judeca, vom fi fără vină. Nu acum, spune Pavel, dezbinările voastre ar trebui să înceteze din pricina numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Apoi, merge puțin mai departe și după ce vorbește sau le dă îndemnul despre dezbinări, vine și explicitează în ce constau aceste dezbinări, în sensul că unul zice eu sunt al lui Pavel, altul zice eu sunt al lui Chifa, altul zice eu sunt al lui Apollo și altul zice eu sunt al lui Hristos. Și Pavel vine și pune trei întrebări. Ce poate să însemne o astfel de împărțire pe criterii denominaționale? 1. Hristos este împărțit. Cei ai lui Pavel au o parte de Hristos? Cei ai lui Apollo au altă parte de Hristos? Cei ai lui Chifa au altă parte de Hristos? Și cei ai lui Hristos au altă parte de Hristos? Asta e o explicație. Că voi vă puteți permite să gândiți în felul acesta. A doua explicație, și o pune în dreptul lui, este... Voi sunteți că sunte, ziceți că sunteți ai mei pentru că eu am fost răstignit pentru voi. Și de aceea, pentru că eu am fost răstignit pentru voi, voi spuneți că eu v-am câștigat și sunteți ai mei. A treia posibilitate, pusă prin întrebare, este ați fost botezați în numele meu. Adică eu am vrut să vă fac adepții mei. Am vrut să câștig adepți. Și am vrut să câștig adepți promițându-vă că eu vă pot oferi mântuirea.
Primele două nici nu le am discuție. Pentru că par aiurea să crezi că penticostale o parte din Hristos, baptiști altă parte din Hristos, ortodoxi altă parte din Hristos, catolici altă parte din Hristos și mai departe, e o idee absurdă pentru orice creștin sănătos la minte. Să crezi că un om a murit în afară de Domnul nostru Iisus Hristos pentru mântuirea noastră, azi este o idee absurdă. Dar Pavel duce mai departe cea de-a treia variantă. Pentru că uitați-vă versetele 14, 15, 16 și până la 18, vorbesc despre ideea botezului. Și el duce mai departe și în felul lui de a scrie. Ultima o dezvoltă în continuare și nu le ia în ordine. Celelalte nici nu le mai discută. Și după ce zice că sunt trei variante care ar permite împărțirea pe grupe în Biserica lui Hristos, o ia pe ultima și explică de ce crede că ei pe acest criteriu s-au împărțit în Biserica din Corint. Și apoi arată că acest criteriu, de fapt, ține de înțelepciunea lumii. Uitați ce spune în versetele 14 la 16. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe nimeni, cu excepția la doi, și mă nuce, dar asta că mi-am adus aminte, am mai botezat o casă. Ca și cum Pavel ar zice, ce bine că n-am botezat. Știu că pare curios pentru zilele noastre, dar din perspectiva lui Pavel, mulțumește lui Dumnezeu că n-a botezat pe nimeni, ci doar câțiva. Și apoi în versetele 17 și 18 explică de ce face această afirmație. Hristos nu m-a trimis să botez, ci m-a trimis să propovădesc crucea. Dați-mi voie să încerc să explic. În toată cultura vremii, ca și în zilele noastre, prin botez faci adepți. Și Pavel zice, Hristos nu m-a trimis să fac adepți. Când faci adepți, îi chem după tine. Și când îi chem după tine, le promiți ceva pe care numai tu poți să-l dai. Pentru că dacă ar putea să dea și alții, nu i-ai chemat după tine. Dar când tu îi chem după tine și cauți adepți care să te urmeze pe tine, implicit le faci făgăduința că numai tu le poți oferi acea realitate, acel lucru. Și Pavel zice, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am făcut asta. Pentru că Hristos nu asta mi-a dat responsabilitatea să fac, ci Hristos mi-a dat responsabilitatea să propovăduiesc crucea. Și a face adepți, a atrage oameni cu înțelepciunea lumii, doar de dragul de a face adepți, spune el, înseamnă să nimicesc puterea crucii. Dați-mi voie să citesc textul. Citesc de la 14 la 18. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi afară de Crisp și Gaiu, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, am mai botezat și casa lui Ștefana. Încolo nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Și apoi explică de ce face aceasta, de ce mulțumește lui Dumnezeu că n-a botezat. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Și clar că e vorba de puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Dați-mi voie să mai spun puțin. Una din greșelile care le facem, și m-am văzut de atâtea ori înclinat înspre a face asta și uneori făcând-o, este să încerc să aduc oameni la biserică ca să avem număr de credincioși. Și pentru asta ne folosim de tot felul de trucuri. De tot felul de lucruri să-i atragem pe oameni.
Și Pavel zice, eu n-am făcut asta. Și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am făcut asta. Pentru că dacă aș fi făcut asta, aș fi nimicit puterea crucii. Pentru că mântuirea nu o face omul, ci o face Dumnezeu. Dați-mi voie să încerc să explicitez puțin gândirea corintenilor ca să mă înțelegeți și mai bine și pe urmă să înțelegem de ce el vine și spune că această împărțire în grupuri ține de înțelepciunea lumii. Textul zice așa, am auzit de la Ecloi că între voi sunt dezbinări și certuri. Cu alte cuvinte, nu doar că erau grupe, ci se certau care dintre ei este mai valoros. Care grupă este superioară celorlalte grupe. Și după toate probabilitățile, prima categorie zice, noi suntem al lui Pavel. Cum știți cu toții ce-a făcut Pavel când a fost aici. Știți minunile care le-a făcut. Știți puterea care o avea în vorbire. Știți suferințele. E clar că ăsta e cel mai tare. Și de aceea noi suntem din partida lui Pavel, suntem superiori vouă. Celălalt a zis, stai. Poate nu ți-aduce aminte de Apollo. Duhul ăla înflăcărat, înfocat, ăla când vorbea, se zguduiau pereții, simteai că te pătrunde până în străfundul ființei tale. Ăsta-i. Noi suntem al lui. De aceea suntem superiori vouă. Cealalt. Stați. Poate nu știți cine a fost Petru. Petru a fost șeful celor 12. Între cei 12 a fost un grup de 3 care erau lideri și în vârful lor era Petru. Lui i-o da Domnul Iisus Hristos cheile împărăției. Și noi suntem mai lui. N-am mai avea ceva de zis. Mă, prostănacilor, noi suntem al lui Hristos. Voi nu sunteți al lui Hristos, mă. Numai noi suntem al lui Hristos. Numai noi avem adevărata cunoaștere al lui Hristos. De aceea, vai de voi. Cam aceasta este realitatea. Sau aceasta era realitatea în biserica din Corint. Și Pavel se uită la ei și zice, spuneți-mi, de ce faceți asta? Hristos e împărțit? Nu. O muri Pavel? Nu. Dar de ce o faceți? Pentru că gândiți în felul lumii. Și apoi tot textul de aici încolo discută despre înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că gândirea lor era de natură lumească, de natura înțelepciunii lumii. În vremea respectivă, existau multe categorii în lumea greacă, în special, filozofii erau de multe feluri și fiecare întemeietor de filozofie se lăuda că el a descoperit înțelepciunea, adevărul. Și apoi își făcea adepți. Și apoi se certau între ei. Care deține adevărul? Și se considera superior celuilalt sau față de alții prin gruparea de care ține. Valoarea lui, mântuirea lui, identitatea lui era dată de gruparea de care ține. Și de aceea zice Pavel, înțelepciunea voastră sau înțelepciunea pe care o arătați prin împărțirea în grupe nu e înțelepciunea lui Dumnezeu, ci ține de înțelepciunea lumii. Ce e așa de grav? Ca să te iei după înțelepciunea lumii. Înțelepciunea lumii și crucea lui Hristos sau înțelepciunea lumii și Hristos Iisus sunt două realități ce se exclud una pe alta. Înțelepciunea lumii și crucea lui Hristos sau Iisus Hristos sunt două realități ce se exclud una pe alta. Umbli după una, o pierzi pe cealaltă. Umbli după cealaltă, trebuie să renunți la prima. Nu le poți avea pe amândouă. Ele se exclud. Dacă ne-am uitat la structura textului,
am vedea că de la versetul 17 și până la 31, aproape în versete egale, dacă le-am socotit bine, bine, ar fi egal. Textul este împărțit între înțelepciunea lumii și crucea lui Hristos. Sau Iisus Hristos cel răstignit. Aproape în proporții egale. Dacă am numărat cuvintele, poate că ar fi chiar egal. Tot textul este structurat sau este împărțit între acestea două. Vorbește fie de înțelepciunea lumii, fie de crucea lui Hristos, fie le suprapune și arată relația dintre ele. Dacă vreți să aveți versetele 17, 18, 21, 23, 24, 30, 31, vorbesc despre puterea lui Dumnezeu de a mântui sau despre crucea lui Hristos. Am citit 17, 18, uitați-vă 21, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. 23 și 24, dar pentru noi, Hristos, da, este înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. 30-31, și voi prin El, prin Dumnezeu, sunteți în Hristos Iisus și El a fost făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Și apoi versetele 19-21, 22, 25 și 29 vorbesc despre înțelepciunea lumii. Și ce scos în evidență este neputința înțelepciunii lumii sau lipsa de valoare a înțelepciunii lumii în ceea ce privește mântuirea. Sau gândiți și trăiți după înțelepciunea lumii, sau gândiți și trăiți după cruce. Nu există altă variantă. Când ai ales-o pe prima, ai pierdut crucea. Crucea lui Hristos devine zadarnică pentru tine. Ea a luat toată puterea. Ca să o poți, să o ai pe asta, trebuie să renunți la înțelepciunea lumii și să trăiești valoarea doar prin puterea crucii. Cred că se cuvine, înainte de a merge mai departe, să spunem câteva cuvinte despre cum vede Pavel înțelepciunea lumii. Pentru că, din nefericire, este destul de răstălmăcită treaba aceasta. Pentru că, nu puțin de-a lungul istoriei și inclusiv în zilele noastre, când citesc textul acesta, pentru ei înseamnă nu cumva să faci școală. Că dacă ai făcut școală, ai luat înțelepciunea lumii și gata cu Hristos. Nu-L mai poți cunoaște pe Hristos pentru că ai făcut școală. De aceea, cu cât ești mai prost, cu atât ești mai înțelept. Nu despre asta discută textul nostru. Deci Pavel nu vorbește de educație prin școală, prin a ști, prin a descoperi realitatea în mijlocul căreia trăim. Dar despre ce vorbește când spune înțelepciunea lumii? Din textul nostru și din felul în care era folosită înțelepciunea în vremea aceea, sunt câteva lucruri pe care Pavel le înțelege. Înțelepciunea înseamnă soluțiile, sau înțelepciunea lumii sunt soluțiile pe care le dă omul pentru viață. Ce a descoperit omul că trebuie să facem ca să ne trăim viața? Să știm cum să rezolvăm diferite probleme ale vieții. Sau, mers puțin mai adânc, nu se rezumă doar la diferite aspecte, ci înțelepciunea lumii înseamnă soluțiile pe care le dă omul pentru a găsi sensul vieții. Nu doar să știi să trăiești viața, ci să găsești acel ceva care dă sens existenței tale pe pământul acesta. Pentru că toți ne punem întrebări cu privire la sensul existenței noastre. Înțelepciunea lumii vine și zice, acesta e sensul. Sau, soluțiile date de om pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ce a descoperit omul că trebuie să face? Și dacă face asta, îl cunoști pe Dumnezeu. Sau în sensul similar, care sunt soluțiile pe care le dă omul ca să fii mântuit? Cu această
cu aceste gânduri, sau aceasta era în înțelesul lui Pavel când vorbește despre înțelepciune. Înțelepciunea lumii și apoi înțelepciunea cealaltă, care dă nu soluțiile omului, ci soluțiile lui Dumnezeu, sau soluția lui Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că uitați-vă în versetul 21. Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. De aceea a prostit Dumnezeu lumea, de aceea a prostit Dumnezeu pe înțelepți. Pentru că n-au găsit soluții. Și atunci când vorbește de înțeleptul veacului acestea, este cel care vine și dă soluții. Soluții pentru problemele vieții, soluții pentru sensul vieții, soluții pentru cunoașterea de Dumnezeu și soluții pentru mântuire. S-a ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu. Și sunt N teorii de-a lungul istoriei umanității pe care oamenii le-au descoperit. Și fiecare se pretinde răspunsul corect. Filozofia e plină de așa ceva. Același lucru îl găsim puțin mai jos. Iudeii au găsit o soluție pentru mântuire, și anume minunile. Versetul 22. Iudeii, într-adevăr, au găsit soluția. Care e soluția? Să găsești, să-L descoperi pe Dumnezeu și să găsești mântuirea. Minunile. Asta e înțelepciunea iudeului. Dacă e minune, aduceți-vă aminte că la un moment dat Domnul Iisus începe să spună în capitolul 6 din Ioan: eu sunt pâinea vieții și dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatul vostru. Știți care e prima reacție? Ce semn faci tu ca să credem? Moise a făcut. Și de aceea știm. Ce semn? Care sunt minunile? Arată-ne câteva minuni ca să te credem. Observați, pentru iudei, descoperirea adevărului a lui Dumnezeu însemna minune. Când Domnul Iisus era pe cruce, și aș vrea să citesc textul acesta, că merită citit, Matei 27, Domnul nostru Iisus Hristos era pe cruce, de la versetul 39. Matei 27, 30, de la 39. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Adică demonstrează că ești Dumnezeu făcând minunea, pogorându-te de pe cruce. După care textul continuă. Înțelepții, preoții cei mai de seamă, observați, înțelepții iudeilor, proții cei mei de seamnă, împreună cu cărturare și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Nu, acum, dacă este el împăratul lui Israel, să se coboare de pe cruce și vom crede în el. Da? Observați înțelepții. Pentru iudei importantă este minunea. Pentru greci, înțelepciunea, cunoașterea, știința. Să cunoști. Și grecii erau înfometați după a cunoaște, după a ști, după a ști. Și atunci mântuirea venea pentru iudei într-un fel, pentru neamuri în alt fel. Acum, Biserica lui Hristos din Corint n-a scăpat de influența înțelepților vremii. Și în special de influența înțelepților din lumea greacă. Și întreaga carte este presărată cu astfel de influențe. Și Pavel mereu trebuie să lupte. La vremea în care scrie Pavel, încă mai era o puternică influență a filozofilor, care erau considerați, sau teoriile lor, filozofiile lor, ultima treaptă a înțelepciunii, a descoperirii. Cu ceva vreme în mai înainte, în lumea străveche, exista credința că atunci când omul moare, trupul lui împreună cu sufletul lui este pus în pământ. Și omul să continuă să existe sub pământ, cu trup și suflet. Și apoi au venit înțelepții, filozofii,
și au început să râdă de credința în zei. Marea majoritate a filozofilor erau atei, nu credeau în zei. Și au început să disprețuiască credința aceasta și să aducă adevărata înțelepciune, cu parte de adevăr. Omul este trup și suflet. Cele două nu sunt un tot unitar, ci sunt separate. De aceea când moare, moare trupul. Sufletul continuă să existe. Și apoi a venit cu tot felul de teorii. Cum poți să te mântui? Și creștinii din lumea greacă, din Corint, au fost prinși de lucrurile acestea. Și au început să dea crezare înțelepților vremii, ultimelor teorii. Și când ne uităm în cartea 1 Corinteni, toată cartea este plină de astfel de influențe. Aici vorbește de înțelepții lumii. Dacă întoarceți în capitolul 5, curvia lor, n-ai cum să o explici că un om trăia cu nevasta lui taică-său și biserica se mândrește. Decât dacă ai o explicație înțeleaptă. Și venea din cultura vremii. Dacă trupul și sufletul sunt două entități distincte și trebuie mântui sufletul, trupul nu contează. Poți face ce vrei cu trupul? Sigur că poți. Pentru că contează sufletul. Și e acolo. Dacă mergeți puțin în capitolul 8, uitați-vă cum începe Pavel în capitolul 8. Știm că toți avem cunoștință. Dar e o problemă cu cunoștința. Care e problema? Îngânfă. Pentru că gnosticismul, cunoașterea, mântuirea prin cunoaștere era fârful filozofiei. Cel care are cunoștința este cel care are tot. Și era mândru de el. Și mulți din biserica din Corint erau mândri de libertățile lor, pentru că ei știu. N-are importanță ce se întâmplă cu celălalt. Importantă este propria ta mântuire, prin cunoaștere. Dacă treceți puțin mai departe, în capitolul 11, femeile care se manifestau într-un fel în adunare, care vine din mișcarea feministă, de la Jocurile Olimpice, care sunt la câțiva zeci de kilometri de Corint, unde se desfășurau Jocurile Olimpice, mișcarea feministă. După care, dacă întoarceți mai departe, în capitolul 14, manifestările spirituale, care veneau din lumea păgână, era plină lumea păgână de manifestări spirituale. Și Pavel zice, nu vreau să fiți în necunoștință despre manifestările Duhului. Când erați păgâni, vă duceați la idol și ați adus tiparul idolatru în biserica lui Hristos, crezând că e la fel. Și culmea, capitolul 15, în care Pavel zice în versetul 12, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu există o înviere a morților? N-ai cum să explici decât prin credința filozofilor greci că trupul nu înviază. De aceea când Pavel vorbește în Atena de învierea din morți, știți care a fost răspunsul? A început să râdă. Bine mă, palavragiule, despre prostii de astea te-am ascultat altădată. Am auzit, știm ce ești în stare să vorbești. Vii tu cu prostii din astea. Ce vreau să spun, dragilor, este că după plecarea lui Pavel, dacă ne uităm în capitolul 4, versetul 18, unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi. Adică s-au ridicat unii dintre ei și au început să propovăduiască creșterea spirituală, mântuirea, aducând altceva decât este Iisus Hristos. Nu negând importanța lui Iisus Hristos, ci venind și spunând, noi știm și altceva. Și de aceea, dacă veniți și faceți ce vă spunem noi, veți fi mântuiți. Veți cunoaște treptele iluminării, treptele creșterii. Aceasta e problema pe care o abordează Pavel. Nu înțelegeți că împărțirea aceasta pe grupuri, eu sunt al lui, eu al lui, eu al lui, înseamnă dezonorarea lui Hristos? Pentru că voi credeți că există cineva, un om, care a descoperit posibilitatea mântuirii alta decât crucea lui Hristos.
Și așa ceva înseamnă înțelepciunea lumii. Și înțelepciunea lumii intră în opoziție cu înțelepciunea lui Hristos. Uitați-vă ce spune textul. Mai întâi, versetele 19 și 20, ne spune ce face Dumnezeu și ce va face Dumnezeu cu înțeleptul și cu înțelepciunea lumii. Mai întâi ne spune că va prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și va prăpădi sau va nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acesteia? N-a prostit Dumnezeu înțelepții sau înțelepciunea lumii acesteia? Ce vrea să spună Apostolul Pavel este că atunci când eu îl las pe Hristos, când las crucea lui Hristos ca unica soluție pentru toate problemele mele, ca și soluția care dă sens existenței vieții mele, ca și cea care mă mântuie în toate domeniile existenței mele, și mă mut după alții, am de-a face cu o înțelepciune pe care Dumnezeu spune că o va nimici. Am de-a face cu niște oameni care se cred pricepuți și despre care Dumnezeu spune că sunt proștii satului. Și apoi vine mai jos, din versetul 25 încolo, compară ce are Dumnezeu cu ce are înțelepciunea lumii. Și sigur, comparația este în termeni care probabil e și jenant să spunem. Nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât înțelepciunea înțelepților. Nu că Dumnezeu are nebunie, vă rog frumos să nu credeți că asta a vrut să spună, că din când în când Dumnezeu are nebunie. Și dacă ar fi să vorbim de cel mai prost lucru, și iarăși trebuie să punem în ghilimele că Dumnezeu nu are prost lucru, da? A lui Dumnezeu este de N ori mai înțelept decât cea mai înaltă înțelepciune a vreunui om. Și că cel mai neputincios lucru al lui Dumnezeu, și iarăși, vreau să mă înțelegeți, nu vorbim de că Dumnezeu are lucruri neputincioase. Cel mai neputincios lucru al lui Dumnezeu este de enorm mai tare decât cel mai tare lucru pe care l-a fi descoperit omul și l-a fi adus vreodată în existență. Tocmai pentru a sublinia lipsa de valoare, neputința înțelepciunii omului, a descoperirii omului, a soluțiilor date de om în rezolvarea problemelor vieții cu adevărat, în mântuire, în cunoașterea de Dumnezeu. Și apoi ca să înțeleagă, vine și spune, ia uitați-vă voi, dacă cu adevărat înțelepciunea lumii ar fi mântuitoare, înseamnă că în Biserica lui Hristos ar trebui să fie înțelepții lumii acesteia. Problema este că nu-i găsim. De ce nu-i găsim? Pentru că Dumnezeu a vrut să-i facă de rușine. A vrut să le demonstreze că deși se cred înțelepți, sunt proștii satului. Și de aceea ei n-au găsit adevărul. Nu l-au găsit pe Dumnezeu. N-au găsit mântuirea. În schimb, uitați-vă la oamenii desconsiderați de înțelepți. Oamenii care n-au carte. Și în vremea aceea, da, erai cineva dacă aveai carte. Oamenii care n-au poziții sociale. Și în vremea aceea să fii cineva, din punct de vedere social, erai considerat avantaj. Oamenii care n-au bogății, și iarăși. Uitați-vă la ei. Majoritatea dintre voi sunteți din această categorie. De ce? Tocmai pentru a demonstra că e absurdă teoria înțelepților. Crucea, puterea lui Dumnezeu care este în cruce, este de așa fel încât mântuie acolo unde omul spune că nu se poate. Și scoate afară din împărăția lui Dumnezeu, acolo unde omul spune că asta e singura cale. Tocmai ca să facă de rușine înțelepciunea lumii. Și acum voi veniți și aduceți în biserică tocmai gândirea lumii. Că există cineva care vă poate aduce altceva, mai mult decât atât, decât pe Iisus Hristos. Nu înțelegeți? A te separa în biserica lui Hristos. Pe criterii, eu îl urmez pe ăsta și eu îl urmez pe ăsta și noi suntem mai buni decât voi pentru că îl urmăm pe ăsta, înseamnă înțelepciunea lumii. Înseamnă că tu îți arogi o cunoștință
pe care ceilalți care sunt în Hristos nu au. Tu ai descoperit ceva pe care Dumnezeu nu l-a descoperit și tu ești capabil să găsești soluții. Și de aceea, Pavel, ce ferească Dumnezeu să îndrăznesc să-mi fac adepți. Pentru că vreau un singur lucru să știu între voi, pe Iisus Hristos și pe El răstignit. În schimb, uitați-vă ce se spune despre lucrurile pe care înțelepții vremii le disprețuiau. Lucrurile despre care iudeii le considerau pângăritoare. Pentru orice iudeu, un om atârnat pe cruce este blestem. Știți asta? Blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Și lucrul acesta a fost pricină de potignire. Cum să mântuiască Dumnezeu printr-un om blestemat? Și nu puteam merge mai departe. Pentru greci, un om mort, un om răstignit, un om de jos, care a terminat falimentar pe o cruce și n-a dus un sistem filozofic, e o prostie. Cum poți să crezi într-o astfel de mântuire? Dar uitați-vă ce spune Pavel, Dumnezeu prin Pavel, despre cruce. Versetul 18. Propovăduirea crucii pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Versetul 21. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Versetele 22 la 24 spicuiesc. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. 26. Uitați-vă la voi. Care au fost mântuiți și cum au fost mântuiți? Prin nebunia propovăduirii crucii. Nu cei înțelepți, nu cei puternici, nu cei bogați, ci cei din stare de jos, probabil majoritatea sclavi și fără nici o autoritate. Și apoi culminează cu 30-31. Dumnezeu l-a făcut pe Hristos înțelepciune. Orice problemă ai avea în existența ta pe pământul acesta, că-i în domeniul material, că-i în domeniul spiritual, răspunsul corect, înțelept, e la Hristos. Orice problemă ai avea în existența ta pe pământul acesta, că-i de natură materială, că-i de natură spirituală, răspunsul corect, înțelept, care vindecă, care câștigă lucrul respectiv, este la Hristos Iisus. El a fost făcut pentru noi neprihănire. Singurul om care stă la dreapta lui Dumnezeu, acceptat de Dumnezeu însuși și care domnește împreună cu Dumnezeu pe scaunul lui de domnie, este omul Iisus Hristos. Pentru că a fost socotit neprihănit și El a fost făcut pentru fiecare dintre noi și de aceea doar neprihănirea dată de El te acceptă să stai pe scaunul de domnie a lui Hristos. Sfințire. În Iisus Hristos, Dumnezeu, așa cum am spus la început, a dat toate resursele necesare pentru ca indiferent care e problema materială, spirituală cu care tu te confrunți, să fie rezolvată, transformată din viciu în ceva folositor, în virtute, transformată din neputință în putere. Și dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne va îngădui și Dumnezeu va îngădui și biserica și frații din biserică vor considera de bine, aș dori ca anul viitor să stăm, anul viitor școlar, eu vorbesc în termeni de școală, anul viitor școlar, să stăm puțin pe această expresie a lui Pavel. 24. Și anume, Evanghelia sau Iisus Hristos este puterea
lui Dumnezeu pentru mântuire. Pavel a scris o carte întreagă numai să dezvolte această idee, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea mântuitoare a lui Dumnezeu, atât pentru iudeu, cât și pentru grec, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și acolo, în această epistolă către romani, Pavel spune ce este în Iisus Hristos, încât e puterea mântuitoare a lui Dumnezeu. Deocată vreau să ținem minte atâta. Indiferent ce problemă ai, ce legături, cu ce lupte te lupți, în Iisus Hristos ai tot ce e necesar ca să scapi. Și apoi, că te prinde venirea lui Hristos în trup, că te prinde dezbrăcat de trup. Când va vedi Domnul nostru Iisus Hristos, toți care suntem ai Lui, vom fi înviați din morți. Unul nu va lipsi, pentru că Duhul lui Dumnezeu este în noi. Și asta e dovada că vom învia. Acum dați-mi voie să închei mergând puțin spre procesul creșterii spirituale, dacă mă mai îngăduiți câteva minute, că am promis că fac și lucrul acesta. Așa cum probabil m-ați auzit, de ani buni mă frământ cu acest proces al creșterii spirituale și vreau să înțeleg cum l-a gândit Dumnezeu. Și găsim începutul. Începutul oricărui proces, sau pentru oricine, începutul procesului de sfințire, de maturizare, îl constituie schimbarea sistemului de valori din cel al lumii în cel al lui Dumnezeu, descoperit în Iisus Hristos. M-am întrebat în timp ce mă frământam cu cartea Corinteni. E la voia întâmplării ordinea în care Pavel răspunde problemelor sau este pusă cu un anumit scop? Pentru că sunt multe probleme pe care Pavel le abordează în 1 Corinteni. Putea să înceapă cu oricare. Putea să înceapă cu cea mai gravă. Dar Pavel a ales de bine să înceapă cu aceasta, cu dezbinările, cu înțelepciunea lumii și cu crucea lui Hristos. Și m-am frământat cu întrebarea aceasta. Și apoi m-am dus în Scripturi să văd. Doar aici începe așa sau este un principiu? Și am descoperit că este un principiu. Nu poți să faci niciun pas după convertire înspre maturizare dacă nu începi de aici. Schimbarea sistemului de valori. Dați-mi voie să exemplific, să argumentez prin Scriptură. Aduceți-vă aminte de poporul Israel. Spuneți-mi, vă rog, care a fost primul lucru pe care l-a făcut Dumnezeu după ce i-a scos din Egipt și i-a dus la muntele Sinai? Ce a făcut? Le-a dat legea. De ce le-a dat legea? Le spune Levitic. Ați văzut ce se face în Egipt, dar voi să nu faceți ce ați văzut în Egipt. Veți vedea ce se face în Canaan, dar voi să nu faceți ce se face în Canaan. Voi să faceți după lege. Să nu vă luați. Schimbați-vă sistemul de valori. Spuneți-mi, vă rog, de ce au murit în pustie cei 600.000 de bărbați? Exact. Nu și-au schimbat sistemul de valori. Ce bine era când nu m-am pocăit. Mă, trăgeam câte un chef. Hai, viață. Am o gură uscată. Mai puteam copia. Mai puteam face un vârti. Și ți-e dor de vremea aia. Schimbarea sistemului de valori. Și cu asta începe. Cine nu este dispus să schimbe sistemul de valori, adică cel al lumii pe care l-a avut, cu ce găsește în Hristos, nu crește spiritual. După care m-am dus mai departe și m-am dus în Romani. Roman capitolul 12. După ce apostolul Pavel vine și prezintă Evanghelia și arată căderea lui Israel și după ce prezintă toată teologia, uitați-vă ce spune în capitolul 12. Vă îndemn dar, adică din pricina tot ce v-am spus despre Hristos, nu uite ce vă îndemn.
Pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Și ce înseamnă asta? Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. De unde începe? Începe să schimbi gândirea, sistemul de valori. Efesene. După ce în capitolul 4, Pavel vine și arată procesul creșterii spirituale, să ajungem la statura plinătății lui Hristos. Uitați-vă ce spune din versetul 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, ci să vă îmbrăcați în Hristos. Schimbați-vă sistemul de valori. Coloseni. Coloseni 2, 6 și 7 și așa mai departe, tot e plin. Dar dați-i voi să iau predica de pe munte. Matei, capitolul 5. Și-o găsiți și în Matei, și-o găsiți și în Luca. Domnul Iisus i-a primit ucenici și după ce i-a primit ucenici, care e primul lucru care îl face? Ferice? Ferice? Voi să nu fiți ca și cărturare și farisei. Le dă sistemul de valori al împărăției. Dacă ne ducem în Evanghelia după Luca, acolo lucrul și mai clar. În Evanghelia după Luca, în capitolul 6, de la 20, apar fericirile. Și înainte de aceasta sunt câteva întâmplări. Printre altele, Domnul Iisus intră la niște păgâni și mănâncă și bea acolo cu ei. Și farisei, scandalizați, zice, dar de ce mănâncă și bea cu păcătoșii? Ar trebui să meargă cu ei, ar trebui să vină cu noi sfinții. Și Domnul Iisus le răspunde, nu puteți amesteca două feluri de lucruri. Nu puteți lua un petic de la un material nou să-l puneți la o haină veche, nu puteți pune vin nou în burtufuri vechi. Despre ce vorbește? Și pur mă dă două exemple. Ucenicii și spicele de grâu și vindecarea omului cu spiță, cu mâna uscată. Și sunt reacții diferite. Farisei se scandalizează de fiecare dată. Pentru că fariseii aveau un sistem de valori al exteriorului. Domnul Iisus Hristos are un sistem de valori al interiorului. Și apoi le dă sistemul de valori al interiorului. Ferice de voi! Voi trebuie să ajungeți la sfințirea Tatălui. Să fiți sfinți cum Tatăl vostru este sfânt. Să faceți ce face Tatăl vostru ca să fiți și voi copii ai Tatălui vostru. De aceea, gândește-te, te rog, cum îți definești sensul existenței tale pe pământ? După care sistem de valori? Confruntă-l cu ce spune Hristos sau cu ce auzi spunându-se peste tot. Când te căsătorești, spune-mi, te rog, care sunt primele gânduri? Ce proiectați? Cum îți gândești viitorul? Ca nevastă, ca soț. Și apoi stai puțin și gândește-te. De unde îți vine? Din sistemul de valori al lumii? Sau din sistemul lui Hristos? Al crucii. Ai copii. Și vrei binele copiilor. Dar când gândești ce să dai copiilor, de unde ai luat? Din crucea lui Hristos? Sau din ceea ce se propovăduiește, ce e considerat valoare astăzi în lume? Ai proprietăți sau te gândești la ele? Cum o faci? De unde îți vine aprecierea pe care o dai? Din crucea lui Hristos sau din sistemul de valori al lumii? Câștigi o sumă de bani, te gândești la altă sumă de bani, cheltui o sumă de bani. Spune-mi, te rog, după care principii o faci? După care sistem de valori? La asta mă refer.
Pavel vine și spune: Hristos e puterea mântuitoare, Hristos răstignit. N-ai nicio șansă să te schimbe dacă nu începi să schimbi sistemul, să înveți să-L cunoști pe Hristos și apoi să trăiești cum trăiește Hristos. Și când începi asta, se întâmplă minunea schimbării. Doamne, ajută! Amin!